Inspectoratul de Poliție, în comun cu reprezentanții Agenției Siguranța Alimentelor Drochea, au efectuat controle în mai multe unități comerciale din orașul Drochea privind informarea și respectarea măsurilor ce ține de prevenirea, combaterea efectelor pandemiei COVID-19. Se verifică respectarea regulilor de prevenire a infecției COVID-19. Sunt controlate unitățile comerciale, respectarea termometriei la toate se respectă, cu testele COVID-19 apar probleme. Sunt vaccinați în jurul la 60-70% din personal, restul rămâne să decidă. Îți prezint testul. Situația nu-i gravă tare, toate sunt preîntâmpinate. De urgență să facă toate măsurile care sunt. Dacă nu vor fi îndeplinite restricțiile, se vor aplica măsuri. În urma controlului privind măsurile de protecție antiepidemice, agenții economici au fost supuși verificărilor la următoarele cerințe. Purtarea măștii, disponibilitatea dezinfectantelor, păstrarea distanței sociale, verificarea certificatelor de vaccinare și efectuarea termometriei. Asta este obligatoriu, temperatura este indicată, 36,1. După asta mergeți în sală, coșurile și toate balcasele sunt dezinfectate odată la două ori, chiar și mai des. Acum, în perioada de pandemie, ne stăruim să le dezinfectăm foarte des. Managerii unităților comerciale au fost deschiși spre colaborare și comunicare. În incinta magazinelor se respectă în mare parte măsurile de protecție și normele sanitare privind răspândirea virusului COVID-19. Zilnic facem termometrie, dezinfecție, toți angajații poartă mască, respect, nu știu, strict necesar ceea ce ține de igienă personală, când sunt ceva simptome, noi le trimitem la medic, cu deja acces la serviciu este doar cu buletin medical. Măsurile de protecție anti-COVID noi le respectăm. În incinta magazinului se dezinfectează din două în două ori sala, toată lumea dimineața se termometrizează. Avem angajați care sunt vaccinați, sunt persoane care își fac testul regulat. Adică ne străduim în măsură să protejăm și consumatorul, și echipa, și angajații de elemente nocive. Foarte normal, tot s-a controlat. Noi sistematic controlăm și temperatura, și vaccinele, toate se duce la timp, nu e o problemă cu asta. Uneori mă întreb câte un cumpărător mai așa, mai fără, care nu dorește să pui masca, mă rog, îi facem observații, dar altfel, în rest, totul e normal. Pentru protejarea sănătății oamenilor, privind respectarea normelor sanitare, oamenii legii pe parcursul săptămânii au efectuat campanii de informare în mai multe unități comerciale din raion. Astăzi, de către angajații Inspectoratul de Poliție Drochea, în comun cu angajații Agenției Naționale de Sănătate Publică, au fost supuse verificării agenții economici care prestează serviciul, adică cu marketuri, unii comercializează produse alimentare, unii fluxul de oameni este mai mare. Au fost preîntâmpinați care până la momentul de față nu s-au reușit să îi preîntâmpinăm. Iar persoanele care au fost depistate încălcări au fost sancționați cum documentați conform prevederilor articolului 76, nerespectarea măsurilor de combatere a infecțiilor. Pe viitor, credem că oamenii reacționează pozitiv, spun că se vor conforma, vor respecta, ca să evităm cazurile de infectare, care amu deja au luat o amploare foarte mare. Să ne străduim că noi, Inspectoratul de Poliție, o să facem față tuturor condițiilor impuse pentru bunăstarea cetățenilor.
Campaniile de informare și conștientizarea riscului de îmbolnăvire la care sunt expuși oamenii și respectarea măsurilor de protecție anticovid vor continua în toate unitățile comerciale din raionul Drochea, magazine alimentare, stații PECO, Horeca. Pentru nerespectarea acestor măsuri, agenții economici riscă amendă conform legei 76 aliniat prim de la 10.000 până la 35.000 lei, persoanele fizice de la 2.000 la 5.000 lei. Pentru săvârșirea repetată a încălcărilor conform legii 76 aliniat 2, persoanele juridice riscă amendă de la 50 până la 75.000 lei, iar persoanele fizice de la 15.000 până la 25.000 lei.